Această emisiune vă este oferită de Romasia. Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Glasul Tribunei. În sfârșit s-au aliniat planetele și reușim după ceva timp să facem din nou o emisiune după o victorie a UTE. Și ce victorie! Aproape 21 de ani au trecut de la ultima victorie a UTE împotriva Stelei / FCSB, pentru că între timp s-au mai întâmplat niște lucruri pe care le știți foarte bine vis-a-vis de identitatea acestui club. Iată că a fost un moment cu adevărat special, ținând cont de această victorie, și normal că o să vorbim despre acest lucru astăzi, așa cum o să vorbim și despre un alt subiect care a ținut capul de afiș, în special în ultima săptămână, în agenda discuțiilor dintre utiști. Este vorba de arbitrajul de care a avut parte UTA la Cluj și arbitrajul de care a avut parte în general în acest campionat, și aș putea spune și mai general arbitrajul pe care îl vedem aproape meci de meci în Superliga. O să discutăm toate aceste lucruri în primul rând cu una dintre figurile importante din istoria UTE. Este vorba de domnul Ioan Igna, fost mare fotbalist al UTE-i, dar în același timp și fost mare arbitru internațional. Este inutil să mai amintim de CV-ul pe care domnia sa îl are. O să intrăm telefonic în legătură cu dânsul puțin mai târziu și o să abordăm aceste subiecte. Și până atunci, o să spun așa, o să încălzim puțin terenul aici în platou cu prietenii emisiunii noastre și colegii mei, Lucian Danile și Bogdan Mareș, care le spun bine ați revenit. De data aceasta, bine ați revenit cu... Bine te-am găsit. Cu un trei la unul. Nu mai știu, după că mai țineți minte în formula asta când ne-am întâlnit după o victorie. Eu nu știu să fi fost eu după victorie aici. Bun. Nu știu. Nu o să vă pun clasica întrebare cum vi s-a părut meci, evident cum vi s-a părut așa cum vi s-a părut tuturor. Aș vrea să începem prin a-mi spune, din punctul vostru de vedere, ce s-a întâmplat cu UTA, de data asta din punct de vedere pozitiv. Ne-am reușit să câștigăm în fața, într-un moment în care foarte puțină lume, nu că speram cu toții, dar foarte puțină lume avea argumente raționale să creadă că vom reuși să câștigăm un asemenea meci. Fără a încerca deloc să știlbesc din meritele echipei, am trăit altfel meciurile, de exemplu, cu echipe mici. Mergeam la stadion cu Chindia, mergeam cu Mioveni, la ăștia le dăm 2-3, simplu. Vedeam că au deschis scorul Mioveni în minutul 7 și eram super relaxat că îi întoarcem. N-am reușit. Ieri la fel, dar invers. M-am dus super relaxat la stadion. Ne dau ăia 3. Echipa era căzută și după arbitraje și... Chiar dacă noi jucăm și creăm ocazii și nu prea am dat, ne-a ieșit meciul ăla cu Botoșan și cam atât. Și inclusiv la golul Tam, nu la Otele, eram din nou relaxat, ca și la meciul cu Mioveni, că ne întorc ăștia, fiindcă a fost un gol întâmplător venit, cred că, la primul atac nostru. Până atunci n-am contat. Dar ce am văzut până în minutul 14, am văzut așa un FCSB pe vârfuri. Și eu cred că ne-a ajutat aici locul în clasament 15, evoluțiile în care nu prea dăm gol. Și au venit și la Arad câștigăm numai când ne prezentăm. Și n-au mai reușit să se conecteze la meci. I-au prins și pe noștri într-o zi în care toți au fost la un nivel peste media lor. Cred că chiar toți, nu pot să zic că a jucat cineva modest. Chiar dacă începutul de meci a fost așa mai dubios un pic, în sensul că ne pasau și anoși nu știau unde trebuie să fugă, pe cine trebuie să țină. Și era, au fost niște respingeri din care au așa mai bun mijloc din țară, da. Formula care a fost în prima repriză era cumva de așteptat să... Ca după aceea lucrurile să se așeze, am avut și noroc cu golul, ne-au egalat ei repede, s-a echilibrat cât de cât. Am avut noroc inclusiv la acele respingeri din fața porții, unde Roger care era să-și dea și el autogol, că acolo a fost un pic de noroc. Dar am avut noroc și cu schimbările lor. Schimbarea de la pauză, da, parcă a fost făcută de noi. De aceea a fost o seară perfectă din toate punctele de vedere și dacă vorbim mai încolo, a fost, cred că, cel mai bun meci din cariera lui Jussi Balint. Bogdan? Da, clar, o victorie importantă și cred că unul dintre cele mai importante aspecte a fost acea doză de șansă despre care tot auzim și despre care tot vorbim de atâtea luni de zile în care facem meciuri bune, facem poate egal, pierdem la un gol, meciuri echilibrate din care noi
în foarte multe dintre ele, inclusiv în cele două cu Faro și cu CFR, din care puteam fără probleme să luăm măcar un punct, dacă nu chiar toate trei, rămânem cu nimic. De această dată a existat această doză de șansă, pe lângă evoluția bună a jucătorilor, bineînțeles că nu se reduce totul la noroc, dar a fost acceleratări, schimbarea lor care a fost cumva în beneficiu nostru, ca să spunem așa, toate lucrurile de pe banca lor tehnică care parcă deodată s-au întâmplat acum înainte de meciul cu noi, acel autogol de la început și până la urmă a fost o evoluție bună, în special în repriza a doua, în care FCSB-ul nu a creat mare lucru, a fost acea ocazie a lui Miculescu imediat după golul de 3-1. Și la sfârșit, deși au primit acele 9 minute de prelungire, care puteam să mai marcăm noi. Exact, a fost greu de explicat. N-au mai reușit să creeze absolut nimic. Au arătat ca o echipă pierdută. Au arătat ca o echipă fără antrenor, dacă e să o spunem eu așa. Aici aș juca eu până nu îmi pierd ideea, pentru că vreau să fac o legătură între ce-a zis Luci și ce-ai zis tu. Doza de șanse, eu cred că are legătură, pentru că dacă vorbim de șanse, e clar că vorbim deja de lucruri care scapă experiențe raționale, nu? Că zici, da. Noroc... Există nu, un echilibru. Dar oare e întâmplător că această doză de șanse a venit în meciul în care, cum spui tu, Luci, dacă stai să cauți o evoluție sub nivelul echipei, a vreunui jucător nu găsești. Da. Adică toată lumea a fost la nivel. Poate că uite și șansa asta vine atunci când cumva o provoci sau cumva atunci când o meriți. Pe lângă golul ce l-am dat, cum am deschis scorul prin doza de șansă, că acum nu cred că în fiecare zi Tamă își dă autogol din poziția aia. Cu toate că acolo și nu doar Otele, și Milošević are un rol important, că îl presează foarte tare pe Tam. Poate că nu era Tam n-ar fi avut intervenția dacă Milošević nu era într-o poziție. Dar eu zic că în momentul psihologic al jocului a fost intervenția lui Kuher la Miculescu, minutul 44. Dacă ei între cu 2-1 la pauză, e liniște. Kuher a avut câteva intervenții ieri, de portar, de reflex... Da. Spectaculoase, dar în aceeași măsură nu au fost spectaculoase din aia că plonjon pentru fotograf, nu? Chiar... A fost eficiente, efectiv, de portar eficiente. Portar neamț, mi s-a părut mie, așa da. Cum și-a mărit suprafața el la școala germană, mi s-a părut. Ne-a lipsit și asta până acum, adică am avut meciuri în care, bun, nu există, cred că nici apărările lui Mourinho nu sau lui Diego Simeone nu sunt apărări perfecte. Ori mai sunt mici care scapă, care trec de ultimul baraj defensiv și care trebuie rezolvată de portare. Da. Ne-a lipsit și asta până acum? Eu nu știu dacă ne-a lipsit, în sensul că eu am fost un, nu știu dacă fan. Eu am admirat și pe Iacob și pe Balaur în ăștia doi ani. La fel și eu. Dar s-a pus o presiune foarte mare pe toată echipa și îndeoseb pe ei cam din toamnă încoace, fiindcă au și greșit. De aici cred că veni presiunea. Eu cred că și Kuher, dacă era de la începutul campionatului și lua și el 2-3 goluri, simțea și el presiunea aia. El e nou. Nici nu știe unde a venit. El încă cred că nici nu știe pe ce loc suntem. Cum e publicul de la noi. Care înjură. Cine nu înjură nu știe limba. De? Și de aceea el și-a făcut treaba lui acolo. Fără să simte nicio presiune de niciunde. Cred că și de acolo a venit evoluția foarte bună de seară. Cum poate fi explicat cuiva, noi știm că în fotbal nu toate pot fi explicate, cum poate fi explicat cuiva că într-un asemenea moment și față un asemenea adversar, sau poate asta e și, a fost și un resort că a fost un asemenea adversar, dintr-o dată jucători care atâtea meciuri la rând, poate nu toți deodată, dar măcar pe rând, aveau oscilații mari de formă și probleme mari de exprimare individuală. Aici... Cum se face că au reușit toți, dar toți, nu 11, toți 16 care au intrat pe teren, să fie la un nivel din punctul lor de vedere. Vorbim de posibilitățile lor la un nivel foarte, foarte ridicat. Așa, dintr-o dată. Pentru că, în ciuda meciurilor bune, n-am făcut meciuri proaste, nici la CFR, repriza a doua, nici cu Faro, în fiecare din meciurile astea ai văzut greșele, ai văzut jucători care erau sub nivelul echipei. Aseară, dintr-o dată, parcă a fost altă echipă. Dacă îl las pe Bogdan, să zic, așa. Dar nu cred că există o singură explicație. Sunt probabil mai multe. E faptul că a fost din nou un stadion plin, o atmosferă foarte frumoasă, extraordinară.
faptul, poate și aceste absențe cumva au motivat în plus echipa, jucătorii, toți jucătorii care nu au jucat pe postul lor, să spunem așa, au făcut un meci foarte bun, Roger, Ali și așa mai departe. Această nevoie de puncte, care bineînțeles că există de mai multă vreme, dar acum tot așa, am câștigat acel meci cu Botoșanu, s-a întrerupt seria negativă, dar apoi iar vin trei meciuri în care nu obținem un singur punct, deși tot așa am jucat destul de bine, am obținut un singur punct din trei meciuri. Se ajunge în acest sfârșit de sezon regulat, care a fost foarte complicat. Deci cred că sunt mai mulți factori. Eu văd puțin invers lucrurile. În sensul că noi așteptam de mult, încă de când au venit, când s-a încropit această echipă, probabil la sezonul trecut, de la început, așteptam evoluții din astea de obicei, că mai aveam câte un accident sau ceva, dar noi așteptam de la băieții ăștia să prindă play-off-ul. Cu siguranță. De ce? Fiindcă toți care au fost aseară în teren au o valoare individuală care i-a impus pentru lotul. De aici veneau valori. Venea Anton, fotbalist de națională, Abeid, fotbalist de națională, Erico, fotbalist cu meciuri în cupele europene, Cașini cu rezultate bune în România, Milosevic, care juca Belgia, Israel, deci avea și el un background. Și eu cred că ce a fost cel mai ușor de aseară, ei având această valoare individuală și la un moment dat care trebuia să iasă, norocul nostru a ieșit la toți odată, e faptul că la un astfel de meci să știe, e clasic, e clișeu deja, că antrenorul nu mai are nicio problemă cu motivat echipei. Ei când au intrat au știut cu cine joacă, știau că chiar dacă pierd, nu e așa o mare problemă, dar dacă dăm tot și câștigăm, atunci poate să ridice între un stadion întreg în picioare și au ridicat. Uite, la meciul de aseară, exact cum s-a întâmplat la meciul cu Rapid. Și meciul cu Rapid a fost un joc în care n-ai avut ce să reproșezi echipei. Atunci n-ai avut șansă. Probabil că și aseară, dacă nu ne ieșa, dacă nu aveam doza de șanse și nu reușeam să câștigăm, nu cred că ar fi fost, sau ar fi fost, dar mult mai puține reproșuri decât au fost în meciurile în care, cum a fost și la CFR Cluj, da, a fost arbitrajul, a fost repriza a doua bună, dar era greu să omiți faptul că iarăși ai pierdut 45 de minute în care nu am existat și cumva acolo a fost doza noastră de șansă că încă repriza a doua am fost în joc, că da, la pauză putea fi gata meciul. Dar pe lângă, o să ne oprim aici, o să revenim, pentru că îl avem la telefon pe domnul Ioan Igna. Bună seara! Bună seara, ne auziți? Alo? Bună seara, ne auziți? Da, bună seara, poftim. Bună seara, domnule Igna, și bine ați venit în emisiunea noastră. Da, vă aud foarte slab. O să încerc să vorbesc eu mai tare, cât acele secunde cât vă pun întrebările. O să vă rog să ne spuneți, în primul rând, cum a străit meciul de aseară, pentru că știu că sunteți cu sufletul și cu inima de fiată când joacă UTA lângă echipă. Prima dată vreau să vă spun că mă bucur că m-a sunat după victoria echipei. Și de ce? Pentru că vă dau un simplu exemplu scurt. După ce am pierdut acasă la Arad cu Chindia, când am venit acasă am sosit noaptea în jur de 12 și ceva, n-am spus nimic, dar soția după vreo 5 minute, ce? Iar a pierdut tuta. Deci aceea e starea mea când pierde UTA și acum e una de bucurie când câștigă UTA. Și a fost și o victorie mare prin prisma adversarului. Vă rog mai tare. Spuneam că a fost o victorie mare și având în vedere adversarul pe care l-a avut echipa noastră. Bine, adversari prea mari noi nu avem în România. Dar pentru fotbalul nostru românesc, într-adevăr, e o victorie mare, că sunt, în opinia mea, trei echipe, CFR, Farul și cu adversara noastră, Steaua, că eu Steaua îi spun și acum. De ce credeți că am reușit aseară, când vorbeam și cu colegii mei, aproape nimeni înainte de meci nu spera la foarte multe de la acest meci. De unde credeți că a venit această schimbare la fața echipei și această evoluție care ne-a dus la o victorie aproape, putem să spunem, confortabilă? Ce vreau să vă spun? Dom'le, e foarte greu pentru că
în fotbalul românesc s-a întâmplat ceva ce mie nu mi-a plăcut și nu îmi place. Spre exemplu, CFR Cluj, când a luat primul titlu, a avut doi români în echipă, Stăncioiu, portarul, și Panina Rădanu, care juca fundaș. Și la meciul ăla cu Chindia, când v-am spus, că am fost foarte supărat, că nevasta a observat și mi-a spus, iar a pierdut tuta. Noi am avut atunci pe portarul Iacob și pe Miculescu, vârful de atac, doi români. Și vă dați seama că e foarte greu să le explici celor care vin și joacă în echipă istoria fotbalului din Arad. Ei ar trebui să cunoască că din 1970 noi am avut cea mai bună performanță în istoria fotbalului românesc, când am eliminat pe Feyenoord. Dar trebuie să le spună cineva. Și Feyenoordul a fost cea care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Celticul la Milano, iar pe urmă a câștigat și Cupa Intercontinentală cu campioana Americii de Sud, Estudiantes de la Plata, care era campioana Argentinei și a Americii de Sud. Și care să nu uităm că în 68 a câștigat și Cupa Intercontinentală și a mai jucat și în 69 și în 70. Deci de trei ori la rând a fost cea mai bună echipă a Americii de Sud. Și noi pe această echipă am reușit să o eliminăm și am ajuns să avem cea mai mare performanță românească până în 1986, când a câștigat Steaua Cupa Campionilor Europeni. Și pentru că am vorbit de istorie, ar fi bine jucătorii ăștia care îmbracă acum tricoul, că sunt străinți, să spună că mulți ani noi am fost campioana provinciei. Da, dar ei n-au de unde să cunoască aceste lucruri, să știe ce tricou îmbracă, nu? Că UTA a fost o mândrie nu numai orașului Arad sau a județului nostru, ci a întregii țări. Considerați că sezonul acesta mai slab pe care îl are UTA, având în vedere că suntem pe locul care suntem, e cauzat de faptul că am adus prea mulți jucători străini, sau am schimbat foarte mulți jucători și n-au apucat să simtă specificul locului și istoria locului și să se ambiționeze suficient? Eu nu doresc să discut dacă aș fi acolo. Atunci aș putea să spun. Dar așa să spun de la distanță, fără să particip la antrenamente, la ședințe, să cunosc jucătorii, e greu să spui. Atunci vorbesc cum vorbesc atâția și atâția la televizor, care să nu îi jignesc, dar n-au idee de fotbal. Și totuși, la începutul sezonului, care a fost, ce așteptări, ce speranță ați avut de la echipă în acest sezon? Pentru că nume ca și nume... Vedeți că și arbitrii, că mi-a spus că o să mă întrebați despre UTA și Orban și arbitrii. Vedeți ce am pățit și cu CFR Cluj. Am jucat bine, dar ce folos? Că am avut un arbitru, Ruxandru a fost. Da. Și acești arbitri care nu au jucat fotbal nu respectă fotbaliștii, că dacă ar respecta s-ar comporta altfel. Și vă dau punctul meu de vedere. A greșit internațional Boardu, că acesta este cel care aduce modificări în fotbalul internațional, când a redus de la 50 de ani la 45 de ani. Și de ce spun acest lucru? Pentru că nu mai vin foștii fotbaliști. Iar cei care nu au jucat fotbal, cum a fost acest Ruxandru care ne-a arbitrat la Cluj, el nu îi lipsește ce nu se poate învăța la cursuri, pentru că n-a jucat fotbal. Și eu, când am fost președintele Comisiei de Arbitri, cu asta încheiam totdeauna.
Nu uitați cum vă comportați cu fotbaliștii, cu antrenorii, cu spectatorii, cu toți. Dar nu uitați că noi avem ce arbitra pentru că sunt fotbaliști. Ori aceștia care n-au jucat fotbal nu pot să respecte și nici nu știu ce înseamnă a fi fotbalist. Câte sacrificii trebuie să faci ca să ajungi la un nivel bun. Și știu că odată a spus unul, dar dumneavoastră când a fost arbitru ați avut grijă de ei. Și atunci le-am dat exemplu în Mexico, când am arbitrat Franța-Brazilia, m-am interesat de la domnul care era cu organizarea de la FIFA și i-am spus cine are cartonașe de la care jucători de la echipa Franței și care de la echipa Braziliei. Și cei care conduceau fotbal atunci era Thomas Orton, un scoțian, și domnul Cavan din Irlanda de Nord. Și m-au chemat seara în holul hotelului și după reacția lor m-am dat seama că ceva nu e în regulă. Și mă întreabă, de ce te-ai interesat cine are cartonaș? Și atunci am spus, nu uitați, la brazilieni joacă Zico, socotit Pele Alb, Socrate, Josimar, Dincolo, Frances, Platini, Tiganaci, Resta, mai știu ce nume de mare de fotbaliști a fost, și lumea vine să-i vadă pe ei, nu pe arbitru Igna sau pe alt arbitru care îi arbitrează. Și nu cumva să greșesc, pentru că dacă au un cartonaș la mondiale, la doilea cartonaș să stă. De aceea am întrebat, nu cumva să fac vreo greșeală din ușurință sau ceva să dau un cartonaș și să nu joace jucătorul respectiv în faza următoare. Și atunci s-au liniștit și n-a mai fost nimica. Deci așa i-am răspuns arbitrului care m-a întrebat. Sau un alt exemplu, la RFG Olanda, mi-a spus observatorul, m-a chemat la o parte seara înainte de meci și îmi spune, asta era semifinala campionatului european în 88, zice, vezi ce vorbește cu colegii, eram cu Crăciunescu și cu Dan Petrescu, vezi vorbește cu ei că asta e adevărata finală, cele mai bune echipe. Și zic, nu vă faceți nicio problemă, că în afară de controlul disciplinar, unde s-ar putea să am ceva probleme. De ce? Pentru că e o semifinală și orice jucător vrea să joace finala, că poate e una singură în viață, nu? O șansă, zic, în viață singura. Și nu cumva... El n-a vrut să facă un fault mai rău sau din greșeală. Și atunci, în foaia de observare, care am primit-o și eu acasă, scrie acolo, la toate capitolele a arbitrat bine, iar la control disciplinar a fost, nu mai știu cuvântul care în traducere că în germană a fost scris, că el era austriac, mărinimos, a fost mărinimos cu jucătorii. Atât a completat. Deci le-am dat exemplu că trebuie să ai grijă de foștii fotbaliști. Ori acești arbitri, cum am pățit noi cu Ruxandru, dacă n-au jucat fotbal, că nu se mai duc acum foștii fotbaliști, că joacă până la 35 de ani. Și dacă la 45 trebuie să încheie activitatea, păi trebuie stagiatură, divizie C, B, A și pe urmă 2 ani pentru internațional și nu mai e ce arbitra, că trebuie să ies din arbitraj. Deci astea sunt problemele care pe mine cel puțin mă frământă. Da, spuneți. Legat de arbitrajul de la meciul cu CFR Cluj, din punctul dumneavoastră de vedere, este posibil ca un, adică cum este posibil ca un arbitru, ok, să facă greșeli, face greșeli mari, dar cum se poate ca un arbitru să facă într-un singur meci 5 greșeli foarte mari și toate să fie împotriva aceleași echipe? Păi aici deja
poate să intervină a fi părtinitor, ceea ce e foarte, foarte grav. Se poate. Nu știu, pentru că nu vreau să acuz pe cineva fără să știu, dar când greșești numai într-o direcție, ridic o mare semn de întrebare. Dacă greșea odată pentru CFR, odată pentru UTA, spuneai că, sau dacă de două ori, a prins o zi mai slabă, dar când numai într-o direcție greșit, așa cum a fost la Cluj, ridică pentru mine un semn de întrebare. Vi s-a părut că în acest campionat UTA a avut probleme de arbitraj, în sensul că a avut sensibil mai multe decizii împotriva ei decât care să o avantajeze? Suntem o victimă a arbitrajelor? Pentru că a mai fost pusă pe tapet ideea asta. Mă refer la tot campionatul de până acum. Da, aveți dreptate, cum a spus întrebarea, dar eu nu vreau să mai comentez de arbitri, pentru că e foarte, nu știu cum să spun, cum v-am spus, au redus de la 50 la 45 ani și fostii fotbaliști nu mai. Vă dau un exemplu cu cel mai bun arbitru român, care eu spuneam că mă bucur foarte mult, cel descoperit de Mircea Todericiu din Arad, de Ovidiu Hasegan. Da, chiar am spus, zic, mai eu le spuneam, dar dacă n-au jucat fotbal, m-am spus, le lipsește ceva, și nu pot să-i înveți. Și i-am dat un exemplu, măi Ovidiule, fii atent cum te comporți și tot și așa mai departe. Exact cum încheiam la Comisia Centrală, când eram președinte, că noi avem ce arbitra pentru că sunt fotbaliști care sunt pe teren, sunt pe bancă, antrenori sau așa mai departe. Ei, la partida, vă amintiți unde cu Colțescu au avut problema aia cu Negru. El s-a grăbit și i-am spus, măi, Ovidiule, și în general am mai vorbit și cu alți arbitri, și cu Isfancova și tot, zic, măi, eu am arbitrat Porto, campioana Portugaliei, cu Aberdeen, campioana Scoției. Și Mircea Salomir, la o fază, când m-am dus aproape de autul unde trebuia să se repună balonul la centrul terenului, îmi spune, Nelu, mă înjură în engleză antrenorul oaspeților. M-a dus spre el și ce ți-a spus? Și eu i-am răspuns, el în engleză mi-a spus, i-am răspuns în franceză, că franceza era obligatorie să o vorbim atunci, și i-am spus ce bine jucați. Tot așa. Și am fugit de acolo. Asta a fost în 84, în aprilie. Semifinală, Cupa Campionilor Europene. După 2 ani în Mexico, arbitrez RFG la Cuéretaro, RFG cu Scoția. Cine credeți că era antrenor la scoțieni? Antrenorul de la Aberdeen. Cel care a fost antrenor atunci la Porto Aberdeen. Atunci nu era cunoscut. El atunci s-a ridicat, că a dus pe Aberdeen până în semifinală, și la meciul respectiv, că jucătorii se încălzeau pe teren, atunci acolo te încălzeai și veneai spre când fluiera să se alinieze pentru a intra pe teren, a venit și m-a îmbrățișat. Și n-a spus nimic, nu s-a ridicat odată de pe bancă, și tot știu ce rău, ce comportare rea a avut față de arbitri și chiar față de jucători. El e cel Ferguson care a aruncat cu un bocanc în sprânceana unui jucător. Nu mai spun și numele. Vedeți, cel mai mediatizat, a fost fotbalist englez. Dumneavoastră ați procedat altfel. Ați preferat o îmbrățișare de la Sir Alex Ferguson. Că uitați, Ișvan Kovac este celebru că colecționează cartonașe galbene arătate antrenorilor celebri. Că le-a dat galben la tot. Și la Guardiola, și lui Klopp, și lui Mourinho. Pe toți i-a luat la rând. Dumneavoastră ați preferat să colecționați îmbrățișări de la antrenori. Nu, v-am spus punctul meu de vedere. Și deja le spun,
mai vorbesc cu foști arbitri, Pădrăcare cu Crăciunescu, că mă sună mereu, el e la televiziune. Și mă mai întreabă anumite lucruri, mai discutăm și totdeauna îmi spune, zice, măi, ce bine m-ai învățat anumite lucruri. Și i-am spus, dacă vă amintiți și el când a arbitrat finala Cupei Campionilor Europeni, când antrenorul de la Ajax a serit în sus și a arătat cu piciorul ce talpă a fost, dacă vă mai amintiți. Luis Van Gaal, sigur, da. E celebre. Da. Și a închis și el ochii și tot. Și observatorul i-a spus că bine a făcut. De ce să-l elimini și tot? Mai trebuie să înțelegi. Iar la partida lui Ovidiu cu Colțescu atunci, el nici n-a ajuns la 10 metri și a scos cartonașul roșu. Nu, s-a grăbit. Și eu vă spun, îmi pare așa de rău că nu numai că e arădan de-al meu, dar e român și așa șansă mare ar fi avut. Eu vă spun că el era la mondiale dacă era sănătos, Ovidiu Vatican, și sper să audă că-i urez sănătate și să revină cât mai repede. Pentru că el și când a greșit, el n-a greșit odată împotriva, numai împotriva unei echipe. Mai au greșit și eu de o parte și de alta, cum a greșit și eu și alți arbitri. Da. Asta este. Ce să-i face? Domnul Igna, mai am o singură întrebare pentru că v-am prins și nu pot să nu vă întreb. Cum vedeți din postura unui fost mare arbitru care a arbitrat asemenea meciuri, ne-ați și împărtășit câteva experiențe, cum vedeți această inovație în arbitraj care este tehnologia VAR? VAR-ul? Da. Păi da, a fost un articol și în gazetă în care a spus că Igna nu e de acord cu VAR-ul. Păi nouă, în fotbalul nostru mai VAR-ul ne lipsea. Păi nu ați văzut dumneavoastră. S-a introdus arbitru de rezervă, s-a introdus arbitru de linie de poartă, da. La ambele porți, cât un arbitru de linie de poartă. Porvă, s-au introdus doi observatori, nu numai de la de arbitru, și observatori de arbitri, dar și de joc. Acum s-a introdus VAR-ul. Păi mie francezii, îmi spunea Joel Chinu, Ion zice că am arbitrat cu el, că și el a fost la mondiale și la Jocurile Olimpice. Și îmi spune, zice, Ion, zice, francezii te apreciază, nu că au câștigat cu Brazilia la penalti, ci îți spun, monsieur, l'avantaj, că las jocul să curgă, nu-l oprești mereu. Păi acum noi ce facem cu VAR-ul? A fost meci unde 14 minute am citit în ziar că s-a întrerupt jocul până a dat sentința VAR-ul. Alte 3-4 minute, asta e mereu. Deci eu nu sunt pentru... Ce rol mai are atunci arbitru, nu? Domnule Igna, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă dorim o săptămână plăcută și să sperăm că de acum încolo soția dumneavoastră va citi pe fața dumneavoastră doar bucurie când veniți acasă de la meciurile UTE. Numai atâta vreau să vă mai spun. Sigur. Că felicit publicul din Arad pentru că e cel mai frumos public și civilizat. Îl felicit și să fie tot alături de UTA noastră. Hai de UTA și numai bine. Hai de UTA, numai bine. O seară frumoasă. La revedere, mulțumim. Apropo de VAR, cred că ieri 8 minute i-au luat ca să vadă dacă a fost offside sau nu la golul marcat de Petrolul. Păi, dacă adunăm minutele... Apropo, ok, noi rămăsesem cu discuția într-un loc, dar o să o reluăm. Dacă am ajuns aici, voi cum ați văzut arbitrajul de la meciul cu CFR Cluj? Că lăsăm bun, sunt arbitraje slabe, arbitri mai slabi, greșeli, este că nu... Dar meciul cu CFR Cluj, cum? Pe mine nu mă revoltă atât greșeala aia care se făcea și înainte și o simțeai și atunci dacă exact cum zice domnul Igna e părtinitor sau nu.
Dar acum fiind VAR, ai așa o chestie, a, nu-i mai cada penalti. Oricum îl anulează pe VAR. Ziceau comentatorii atunci, nu se poate. Și când am văzut că validează și penaltiul și din cabina de la VAR. Prietenul nostru Covaș Sabaș, văzut, care e aproape pe statul de plată utilă când arbitrează. Faultul lui Deac, la Roger, nu? Deci, singura chestie care mi-o făcea să cred că nu a dat roșu a fost fiindcă a dat cu un minut înainte. Păi, la, probabil. Dar nu mai contează dacă regulamentul, dacă vezi că intensitatea e destul de mare. Că băi, s-a creapunat aproape știa dacă nu l-a prins pe Roger în plin. Norocul lui Roger, că nu ne convenea să avem, să aibă Deac roșu și Roger săracu să fie scos din circuit. Și asta era așa, deci pe mine mai mult m-a enervat arbitrajul de la meciul cu Chindia decât el cu CFR Cluj. Bun, dar chiar speram că e adevărat, dar acolo la meciul cu Chindia, pe lângă cele două greșeli absolut aberante împotriva noastră, golul anulat care, bun, la penalti am înțeles, bun, ai interpretat că nu a fost penalti, dar la să fluieri când n-ai VAR, o fluieri înainte de ce intre mingea în poartă. Pe de altă parte, la meciul Chindia poți să spui, uite, acolo am fost și noi avantajos de faptul că nu mergea VAR-ul, bun, pentru la că meciul cu Chindia, la avut... a doua repriză am avut VAR. Da, dar în prima... Nu, și la da, penaltiul lui Miloșević am avut VAR. A fost de prea practic, a fost VAR, doar că n-au fost liniile la offside. Atunci am avut noroc. Spre uzi meciul Craiova, am avut noroc pentru că, bine, a rămas nici acolo, nu știm, a fost sau n-a sigur, fost, dar cert e că a ridicat fanionul și putea să fie 2-0 acolo. Deci de zic, cel mai revoltător a fost faptul că Milosevic e călcat în picioare de Sava. Și să nu zică nimeni nimic din cabină, bă, dar uite, stai un pic, ai văzut pe jucătorul ăla cu ieșit și nu mai poate călca pe picior, bă, dar ce are? Da, bă, tu ca arbitru, mai întors, tu nu fai, vezi că le-ai plin de sânge, adică... Da. Nu, că mă gândesc că te duci la fază acolo, vezi. Da. Acolo cred că a fost o problemă. Eu nu, acum nu pledez pentru ca jucătorii să facă scandal arbitru sau nu-mi plac lucrurile astea. Dar acolo mi s-a părut că și ei noștri au avut o reacție foarte slabă. Adică nu, da, nimeni n-a protestat. Eu am văzut că a fost penalti după meci, în momentul în care a vorbit Laszlo Balint. Am revăzut faza și mi-am dat seama, pentru că pe live nu mi-am dat seama că a fost nu mi-a ridicat nicio semn de întrebare pentru că nici ai noștri n-au avut reacție. Dar doar s-a văzut că Milosevic a ieșit șopătând de pe teren și atunci undeva am pus-o pe seama ăsta e gata, ăsta nu mai intre, așa a fost, așa a șchiopăta. Și ce a fost revoltător a fost, cum spunea și Laszlo Balint după meci, faptul că s-a stat atât, adică de câte ori trebuie să vezi intrarea lui Maglița asupra lui Vukcevic ca să dai roșu. Deci cred că Rusanțu a uitat la reluarea de 6-7 ori. De câte ori trebuie să vezi acel fault în atac care a precedat, acel fault care a precedat golul 2, care plângă la anul. Exact. Deci senzația mea a fost că a stat și s-a uitat 5 minute la faza aia să găsească ceva. Și asta după ce a discutat 2 minute cu Szabolcs Kovács, adică ce a putut să-i spună? Bă, nu știu, hai să, nu știu dacă e fault, nu știu, hai să vedem, bă, du-te, știi? Adică după 2 minute în care ai încercat să-l convingi că nu e fault. Sau, deci după ce ai discutat 2 minute, mai stai 5 minute să te uiți la fază când e un fault, cât se poate declar. Și la cartonașul roșu exact la fel. Ca să nu mai vorbim de cele care au rămas necorectate de VAR, ca să spunem, penaltiul și eliminarea lui Deac, mă rog. Bun, în situația asta, noi vorbim de UTA CFR, vorbim de UTA Chindia, dar putem să luăm, efectiv, luăm așa două urne. Într-o urnă punem numerele fiecare etape din campionatul ăsta, tragem la întâmplare etapa 7-a. Aici altă urnă cu numărul meciurilor. Meciul 4 din etapa 7-a și garantez că putem să vorbim de arbitraj în meciul ăla. Deci aici, unde e problema? Pentru că domnul Vasara zice că niciodată n-a avut arbitraj așa bun, dovadă că, uite, avem arbitri la Campionatul Mondial, Champions League, arbitrajul românesc e înfloritor. Dar cumva e o distanță foarte mare între arbitrii, ca să spunem, mă rog, de top, care acum mai e doar unul, pentru că Ovidiu Hațegan sperăm să revină cât de curând pe cazul, pentru că fotbalul românesc care are nevoie mare de el. Care, făcând o paranteză apropo de VAR, a rezolvat o grămadă de greșeli, evident, de greșeli a arbitrului pe care l-a rezolvat el la VAR. Deci, în primul rând pentru că e un arbitru bun și, în al doilea rând, pentru că el în Europa a prins destule meciuri ca arbitru VAR și le prinde și acum. Încă nu are nimic. Putem intra și pe un teren periculos, ales că suntem într-o zi în care s-a intrat pe un astfel de teren, nu de noi, ci de conducerea clubului, în sensul că arbitrii nu arbitrează așa ca așa știu. De multe ori putem bănui că arbitrează ca așa li se impune. Cineva
e acolo deasupra lor, nu știu dacă e Vasara sau cineva, dar eu niciodată nu cred că fotbalul românesc a funcționat el așa ca un stat în stat. Totdeauna a fost de influența politică asupra lui, mai ales pe vremea Răposatului, când existau Steaua și Dinamo, dar și după Revoluție, cred că în fiecare campionat, inclusiv 90-91. Dacă ne uităm la echipele cu care ne batem noi pentru salvare, hai să vedem CS Mioveni, că e ultima. Oare are influență primarul de la Mioveni, la cât iese pe posturi și din partidul în care face parte? Primarul de la Pitești. Păi la meciul nostru cu Mioveni, dacă ți-mi minte, la pauză a intrat, la meciul de la Mioveni, a intrat peste arbitri în cabină. No, primarul de la Pitești. Primarul de la Voluntari. Hermannstadt, echipă din Sibiu. Nu știu ce, nu cunosc primarul de acolo, dar cunosc președintele țării. Bine, ar putea fi chiar și mai sus, nu? Dar pe uita cine o ajută? Am auzit noi vreodată să ajute. Acum a ieșit domnul Mesar, prima oară în viața lui în care a zis ceva împotriva arbitrajelor. Și atunci a dat-o de gard puțin, că a folosit acea frază în care amintea că îi se cere să ne mute în Ungaria. Pe care domnul Horia Ivanović foarte bine a spus că imediat a oprit toată discuția, deci acolo s-a oprit tot. Și... Dar mie mi s-a părut, nu știu dacă ridicol, penibil, ipocrit, să vii astăzi și să dai acel comunicat și să zici că UTA, conducerea clubului UTA se dezice de tot ce e politic, asta mi se pare așa. Până la urmă, conducerea clubului UTA e condusă de facto de un tip, un individ, un om, care e funcționar public, reprezentantul Ministerului Sportului în Arad, nu? Deci e directorul Direcției Județene de Sport. E fost o candidat la primăria din Arad. Clubul ăsta, vrem, nu vrem, a fost înființat la cererea lui Gheorghe Falcă. El l-a chemat atunci, vine Alexandru Mesar și pune bazele unui club să-i arăt eu la Marțian ce facem noi. Și atunci, chiar crede cineva că UTA e cumva disociată politic? Sau a fost vreun minut în existența ei disociată politic? Nu a fost niciodată. Păi bun, nu suntem disociați politic, dar tu anunțai anumite influențe pe care tot felul de primari le au foruri, dar noi suntem asociați politic. Dar noi suntem asociați politic doar local. Și când îi să vorbim dincolo de granițele județului, nu mai vorbește nimeni nimic și singurul care a ieșit vreodată, inclusiv când nu mai era la UTA, a fost Iusif Balint. Bun. Întrebare. Pe subiectul intervențiilor la televizor. Contează ce să ieși și să spui ceva la televizor în apărarea propriei echipe, în acuza arbitrajul și așa mai departe? Sau contează cine iese și le spune? Și prin asta bănuiesc că vrei să bați în apropo la faptul că au o grămadă de cluburi, au un Dani Coman, un, nu știu, Memestroica, un Gică Popescu. La asta mă gândeam și eu. Că au oameni cu influență în fotbal. El m-a dat, Luci, m-a dat exemplu că sunt oameni care au influență. Uite, eu am o idee acum din club. Bine, nu o să-l văd niciodată pe Gheorghe Falcă sau degeaba îl văd pe Călin Bibalț, că va ieși el. Sau... Dar uite, noi avem în club un personaj foarte cunoscut în fotbalul românesc, care nu prea ne mai ajută pe iarbă și ne-ar putea ajuta foarte mult dintr-o poziție de director, cum a fost, cum i-a și fost planul, promisă, nu? Claudiu Cheșeru. Cred că ar fi cel mai bun rol al lui în prezent la clubul ăsta. Nu, aici, cum zic, unii poate că dau o ironie, dar chiar nu. Și eu, el chiar ar putea fi o voce. Păi, poate. Fiindcă cine contează știi ce spui, dar și cine spune, cum zici. Deci. Din vară, că acum, na, fiind jucător activ, nu poți, că ești supus, mă rog, cred că poți să primești amenzi, sau ceva, vezi că și antrenorii se cam feresc, dar de-aia și, cred că și Ghiusi aseară s-a grăbit să-și ceară scuze, să nu cumva să aibă... Bine, nu e la prima ieșire, da, așa că am mai dar, și, păi, cu chiar, bun, da, și cu și precedent a fost la un arbitraj de asta. Da. Dar poate că din toamnă, uite, o să avem și noi. Încă o dată, din punctul de vedere, hai zicem că din momentul ăsta, etapă de etapă, iese Alexandru Mesar, domnul Brășovski, domnul Botiș, că
totuși sunt oameni din conducerea clubului. Nu, eu zic, da, aici mă opresc la contează și cine, că deci, dacă mă gândesc, uite, când venea Botoșan și era croitorul antrenor, dar n-avea voie să dea declarații și venea domnul acela mai în vârstă și dădea declarații. Păi nu ne uitam la ele. Așa și la noi, dacă... Acum nu vreau să mă ierte și Broșii și cine mai... Chiar și Botiș, fiindcă ei... Pentru noi Botiș e așa un nume. Dar e la capitan, București nu au... Dar la București nu... Da. Bun. Bogdan, crezi că asta ne poate trage în jos în luptele alea cu cuțitele pe masă ce vor fi în play-out? Adică putem avea, încă suntem fotbalul românesc în 2023 în situația în care faptul că nu avem influențe acolo unde se dă ore exactă poate să ne afecteze în așa măsură încât în bătăliile alea să avem de suferit și Doamne ferește să ajungem să și retrogradăm, cum s-a mai întâmplat în alte, acum în niște vremuri pe care credeam că le credeam apuse. În mod normal, cum spui și tu, în anul 2023 n-ar mai trebui să fie cazul de așa ceva, dar dacă e să ne bazăm strict pe arbitrajele pe care le-am avut în acest sezon, e posibil să fie și asta un argument. Deci nu, în mod normal nu ar trebui să fie așa, adică nu cine strigă mai tare are dreptate. Dar în fotbalul românesc toate sunt pe dos. Dar nu doar în fotbalul românesc. Și la nivel mare, echipele mari sunt susținute prin așa ceva. Și dacă mă uit în Spania, unde bine țin eu cu Barcelona, dar de multe ori a fost ajutată Barcelona. Asta cred că sunt niște lucruri care vin dintr-un reflex. Da. Pericolul reflex, care e? Că eu cred că în play-out valorile vor fi sensibil egale. Și acest criteriu poate să facă diferența. Da. Păi aici e problema că nu am fost dezavantajați în meciul cu echipele mari, că acolo te cumva te aștepți. Dacă ar fi numai asta, India, ar fi cumva... Uite, cum era invers cele trei puncte? Nu? Unde era Chindia? Acum eram egal de puncte cu Chindia. Bun, ok. Ce facem? Ne victimizăm sau găsim soluții? Pentru că ce soluții nu putem găsi? Nu ne victimizăm, dar nici nu sunt de acord cu politica clubului și eu, care per meci cu FCSB ăla în care ne-au bătut 2-1 cu Barbu, în care a venit grădinarul și mi-a zis mie că răspunde prin tăcere sau ei sunt eleganți, ei nu spun nimic, că și baronul ar fi tăcut. Pe baronul la ce influență avea, baronul schimba federația a doua zi. Fiindcă nu vinea nimeni să facă ce-a făcut, faci cu baronul așa ceva, dar îți asumi niște chestii, că ți se întâmplă ceva după. Na, aia erau, așa a făcut Barbu, o și arbitra, cred că după aia. În cupele europene. Nu, au primit delegarea, dar s-au amânat meciul din cauza COVID-ului. A fost un fel de karma. Nu mai aș arbita de nu știu câte ori până atunci. Culmea, și tot așa. La Petrolul, dar... bun, eu nu în sensul ăsta ziceam ceva ce ne... Ok, știm că asta e situația, cum procedăm pentru play-out? Ca să... Păi să jucăm ca și ieri, în primul rând. Bineînțeles. Și atunci, nu știu, el cred că nici arbitru nu ne putea scoate mingea din poartă, că nu puteai să scoți mingea din poartă la golul Lubing, nu puteai să nici scoți mingea din poartă la golul Lubing. Nici n-au avut faze nici litigioase care să-l permită să interpretă, adică n-au fost căderi în care eu n-am avut intervenții riscante. Deși au fost până și ieri, așa, fiind pățiți din meciurile anterioare, au fost niște dueluri așa în care mi s-a părut că fluiera cam ușor, o împingere a lui Tavi Popescu sau nu știu. Mie ce nu mi-a plăcut și acolo am simțit o doză de arbitraj mecheresc. Deci în primele 10 minute știu că s-a jucat 3 minute în primele 10 minute. Întreruperi exagerate de timp și toate ca să... Pentru că e clar că o echipă cu un asemenea public în spate, primele 10 minute sunt ale ei. Și a știut să taie elanul ăla care din start și nu a bine... Acolo a fost, dar chiar ieri nu putem spune că arbitrajul a influențat într-un fel. Ne apropiem de final. Bogdan, fotbalistic vorbind, crezi că meciul acesta cu FCSB cât ne poate ajuta în perspectiva play-out-ului? Având în vedere că ne-am întâlnit cu un adversar pe care nu o să-l întâlnim acolo. Este genul de meci care te poate propulsa și te poate face să intri pe o traiectorie din aia care ți iese tot? Sau e genul de meci care îți dă o impresie falsă pentru că nu, ca jucător nu te va mai întâlni cu același scenariu în meciurile alea din play-off? Cumva sunt de acord cu ce a spus Idris Bata aseară și anume că ok, o victorie importantă, ne bucurăm pentru ea, dar
trebuie să trecem, să trecem la următoarea pagină, urmează alt meci, situația încă nu e roz absolut deloc și trebuie să, să mergem mai departe. Cum și după meciul cu Botoșani, și atunci a fost foarte încântat de, ok, victorie importantă, să încheiase seria neagră, dar și atunci am rămas, dacă nu mă știu atunci, cred că n-am urcat nici măcar un loc, am rămas pe locul retrogradabil, acum am scăpat de el, suntem la egalitate cu FC Argeș, mă rog, noi suntem pe locul de, de baraj în momentul ăsta. Tot nu, sunt doar 3 puncte, care practic rămâne 1.5 după ce trecem în, în play-out. Deci e o victorie totuși bună pentru moral, dar nu în sensul în care, ok, am bătut pe FCSB, acum e ok că eu omorâm pe aia în play-out dacă i-am bătut pe FCSB. Da, nu. Problema e că în play-out dar... vei da de echipe care nu vor face ce a făcut FCSB-ul, din, din potrivă. Vei fi tu în situația în care va trebui să faci ce a făcut FCSB-ul. Da. Deci e puțin... Dar și la, la vârful play-out-ului, echipele care acum vor rata play-off-ul, sunt la o oarecare distanță. Adică s-ar putea și acolo să existe echipe sau cele care în ultimele etape, dacă jucăm cu echipe care practic nu, nu vor mai avea șanse nici în sus, nici în jos, e posibil să întâlnim niște adversari care să nu aibă miză, să spunem așa. Dar nu trebuie să ne bazăm pe asta. Bun. Eu zic că singura echipă din play-out care ne poate pune pe teren scenariul în meciul cu FCSB, FC-ul Craiova, dacă ajunge dacă în play-out, să jucăm, dacă nu să... prinde play-off-ul pe final. Și dacă jucăm la ei, sau oricum cred că o să jucăm la ei, nu știu cum. Da, dar e o echipă mai de posesie, care îi place jocul, se deschide. În rest, toate echipele din play-out se vor închide cu noi și cu nouă cu alea e greu. Să desfacem pe Mioveni, să desfacem pe Voluntari, să desfacem pe Argeș, noi cu echipele alea am pierdut. Luci, în 15 secunde, răspuns foarte concret pentru că e gata emisiunea. Pe cine lăsăm sub noi în play-out? Pe FC Argeș și pe Mioveni sau Petrolul și Mioveni? Bun. Deci tu pronostichezi că ajunge la baraj. Da, nu văd cum scăpăm. Bun. Până la play-out însă mai avem meciul de săptămână de vineri de la Craiova. Să sperăm că vom încheia cu fruntea sus acest sezon regular pe care l-am jucat mai mult cu ea plecată în pământ. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Ne bucurăm că ați fost alături de noi și vă dorim o săptămână frumoasă. Ne revedem lunea viitoare la Glasul Tribunei. La revedere! Această emisiune v-a fost oferită de Romasia.